Bună seara, domnilor și domnilor! Bun regăsit la emisiunea Pactual Regional. România trece de 45 de zile printr-o criză politică. Nu avem un guvern cu puteri depline, iar negocierile dintre cele trei formațiuni politice, PNL, PSD și UDMR, par să fi intrat într-un blocaj. Miza o reprezintă împărțirea ministerelor. Astăzi a apărut informația că UDMR este pe cale să piardă Ministerul Dezvoltării și a trezit nemulțumiri din partea liderilor acestei formațiuni politice. De asemenea, în urmă cu puțin timp s-a încheiat o ședință cu scântei la Partidul Național Liberal. Au fost voci care au cerut blocarea negocierilor cu Partidul Social Democrat și reluarea discuțiilor cu USR-ul. În tot acest timp, președintele României, Klaus Iohannis, a convocat luni la consultări partidele parlamentare, dar vom dezvolta aceste teme politice în următoarele 10 de minute. Alături de mine se vor afla mai mulți lideri ai partidelor politice. În prima parte, prin Skype, domnul deputat Ringo Dămureanu. Domnule Dămureanu, bună seara, mulțumesc pentru prezență în cadrul emisiunii. Bună seara, mulțumesc de invitație. Cred că sunteți la curent cu ceea ce s-a întâmplat în urmă cu câteva minute la Partidul Național Liberal. Există foarte multă confuzie, nu se ajunge la un consens în privința împărțirii ministerelor. De asemenea, și funcția de premier este încă discutată. Cum se poziționează partidul pe care îl reprezentați în toată această criză politică? Partidul pe care reprezint, Alianța pentru Unirea Românilor, se poziționează cel de la intrat în Parlament pe partea funcțiilor. Colegii, nu cred că ne auzim cu domnul Ringo Dămureanu. Încercați să remediați această problemă? Vă dau ultimele detalii din ședința care a existat la Partidul Național Liberal. Rareș Bogdan a susținut faptul că trebuie reluate discuțiile cu USR dacă cele cu PSD și UDMR pică. De asemenea, Iulian Dumitrescu spune că dacă vor lua dezvoltarea de la UDMR, putem merge cu guvernarea și fără UDMR. Declarații au existat și din partea premierului Florin Câțu. Dacă vrem dezvoltarea sau transporturilor, o să ne coste energia, educația sau Ministerul Afacerilor Externe. Sunt ultimele detalii, aceste informații ne-au venit pe surse. Și PSD s-a poziționat în toată această situație. Vă citesc informații legate de ceea ce au susținut liderii ai Partidului Social Democrat. Dacă UDMR iese din coaliție, atunci o să iasă și vor ieși și cei de la PSD. Am promis public că avem guvern joi, de aceea suntem dispuși să votăm împreună cu UDMR un guvern minoritar. Aceasta este o informație nou apărut în spațiul public, asta pentru că în urmă cu câteva zile liderul social-democraților Marcel Ciolacu a promovat în spațiul public informația și mesajul că PSD-ul nu va vota un guvern minoritar, dar am reluat legătura cu domnul deputat Dămureanu. Domnule Dămureanu, vă ascultăm. Mulțumesc, domnule Tibi Mușurăi. M-ați întrebat care este impresia noastră despre ce se întâmplă la PNL. Eu vă spun că de când a intrat în Parlament, Alianța pentru Unirea Românilor este în alianță, așa cum îi spune și numele, cu românii și nu cu aceste jocuri meschine pe care le vedem de 30 de ani. Ia guvernul, nu e guvernul. Din păcate, Partidul Național Liberal, ultima forță semnificativă a României dintre partidele istorice, a ajuns o butonieră la cămașa președintelui Klaus Iohannis. Vedem bine influența dânsului în Congresul 25 septembrie, vedem dorința de a avea guvernul meu, toată degringolada de acolo îi se datorează. Din păcate ne joacă feste conexiunea cu domnul Dămureanu. Vă rog frumos, încercați o legătură telefonică cu
cu domnul Dămureanu. Vă vorbeam despre ceea ce se întâmplă în aceste zile. Aseară, liderul social-democraților, Marcel Ciolacu, a spus că joia viitoare vom avea un guvern cu puteri depline. De altfel, cele două formațiuni, PSD și PNL, vor merge în fața președintelui Klaus Iohannis cu propriile variante de premier. Domnul Ciucă de la PNL și Marcel Ciolacu de la PSD. Pare că acum miza și ceea ce urmează aparține președintelui Klaus Iohannis, care va desemna un premier care urmează să încerce o majoritate pe care să o obțină în Parlament. Domnul Ciucă a mai trecut printr-o astfel de experiență, s-a încercat susținerea unui guvern minoritar, nu s-a reușit acest lucru, asta pentru că PSD, dar și USR s-au poziționat ferm, au susținut în spațiul public că nu pot susține un astfel de guvern. De altfel și Dacian Cioloș, liderul USR, a încercat o astfel de posibilitate, s-a ajuns chiar și în Parlament. Știm cu toții ceea ce s-a întâmplat, doar 83 de voturi au fost favorabile pentru investirea guvernului. Este această criză, sunt foarte multe semne de întrebare. În fiecare zi vorbim despre sute de morți care își pierd viața în lupta cu acest virus nenorocit COVID-19. Pe de altă parte, sunt discuții legate de certificatul verde. Inflația a ajuns la 10%. Sunt mai multe măsuri economice care ar urma să fie luate de cel puțin conform declarațiilor de acum de către cele trei formațiuni politice, PSD, PNL și UDMR. PSD-ul a cerut mărirea pensiei la 1000 de lei, totodată mărirea alocațiilor. Vorbim și despre mărirea salariului minim pe economie la 2550 de lei. Însă miza o reprezintă investirea unui guvern cu puteri depline care să reușească acest lucru. Îi rog pe colegi să-l sune pe domnul Dan Barna. Avem promisiunea că va intra în legătură telefonică directă cu noi. Vedem care este și poziția pe care o va avea Partidul Social-Democrat în toată această perioadă, cel puțin conform declarațiilor existente până acum. Nu ar agrea varianta unui premier de la Partidul Național Liberal, asta pentru că s-a discutat despre investirea unor premieri prin rotație, se discută despre care dintre partidele politice va avea primul premier. PSD-ul merge cu Marcel Ciolacu, iar PNL-ul cu domnul Ciucă. Pare că este agreată această variantă a reprezentantului PNL de către PSD, însă miza o reprezintă negocierile. Marcel Ciolacu a declarat că își dorește Ministerul de Finanțe în contextul în care PNL-ul va avea primul premier. Colegii, îl putem avea pe domnul Barna? Domnule Barna, bună seara, vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi. Ne auzim? Domnul Barna, ne auzim? Alo? Bună seara, ne auzim? Vă aud destul de rău. Îi rog pe colegii din emisie să ridice calea mai mult. Am văzut ultima postare pe care ați avut-o dumneavoastră pe rețeaua de socializare Facebook acum două ore și ceva. V-ați poziționat destul de ferm conform declarațiilor în spațiul public. Vă întreb dacă în contextul în care vor eșua negocierile între PNL, PSD și UDMR, USR mai este dispus să poarte discuții cu Partidul Național Liberal? În momentul de față, scenariul care a fost anunțat și de președintele PNL și de președintele PSD și de președintele României în diverse formule, este acela că ne îndreptăm spre un guvern care va fi votat săptămâna viitoare PSD-PNL. Aceasta este realitatea politică. Nu cred că mare rost la momentul acesta, după o criză de două luni și jumătate, să mai discutăm scenarii și poziții care nu au legătură cu o realitate.
în momentul de față, România este în fața unui guvern USL 2.0, este în fața unui guvern, așa cum am zis și în postarea de pe Facebook, un guvern care aruncă practic la gunoi rezultatul alegerilor, în care România a votat pentru constituirea unei majorități împotriva PSD după toată istoria Grindeanu, Dragnea și tot ce a fost în anii anteriori. Credeam că am scăpat de acest coșmar. Iată, PNL decide să readucă PSD-ul în guvernare și chiar într-o poziție dominantă, așa cum arată cel puțin din ce vedem în comunicarea partidelor, într-o poziție dominantă în acest guvern, în care, într-adevăr, pare că PNL va propune premierul, dar ministerele importante sunt la PSD. Dumneavoastră credeți că se va ajunge la un consens politic între PNL, PSD și UDMR? Raportându-și la ultimele discuții. Cu care jungăm în momentul de față, pentru că, și de fapt, acesta e argumentul principal pentru care eu sunt foarte convins că asta va fi realitatea dureroasă pentru români, nu au existat în ultimele săptămâni niciun fel de negociere sau dialog formal, cu excepția acelei unice întâlniri între delegațiile USR și PNL, legată de o alternativă de refacere a coaliției și o alternativă de guvernare. Ori atâta timp cât n-a existat niciun dialog, cu excepția unei acele întâlniri exploratorii, n-avem cum să ne imaginăm că peste noapte lucrurile se vor schimba. Că se merge într-o direcție pe care o vede toată România, PNL, Florin Câțu au decis să-i readucă PSD-ul la guvernare. Aceasta este realitatea, dincolo de retorica pe care o încearcă fiecare la diverse spații media, să, prin diverse spații media să transmită. Realitatea factuală, realitatea pur și simplu este că PNL a decis să redea guvernarea PSD-ului. Dumneavoastră nu mai vedeți niciun fel de posibilitate ca USR-ul să intre la guvernare, cel puțin în viitorul apropiat, conform declarațiilor pe care le aveți acum? De moment ce n-a existat niciun dialog în acest sens, eu sunt doar realist și observ ceea ce observă toată lumea. În momentul de față, din păcate pentru România, repet, pentru că alegerile anterioare nu au arătat lucrul acesta, din păcate nu mai avem un guvern de, să spunem, de dreapta, un guvern fără anti-PSD. Avem o guvernare în care risipa banului public va deveni politică de stat, pentru că asta este experiența pe care am experimentat-o și experimentează România de 30 de ani. Analizând ceea ce s-a întâmplat în aceste zile, USR-ul totuși a părut că a făcut oarecum un joc de așteptare. Vă pregătiți pentru opoziție, așa cum spuneți dumneavoastră. Cum intenționați să faceți față până la urmă unei majorități parlamentare dacă se ajunge la acest consens între PNL, PSD și UDMR? Pentru că vor avea o majoritate destul de confortabilă în Parlament. Nu a existat un joc de așteptare în niciun moment. Noi am fost singurul partid din Parlamentul României care a fost consecvent în mesajul său încă din prima zi a crizei. În momentul în care Florin Câțu a decis să scoată PSD, să scoată USR din guvern, prin acea a doua demitere a unui ministru fără niciun dialog, fără o discuție prealabilă, exact cum semnaserăm și agreaserăm în momentul prin Vlad Voiculescu, în acel moment USR a fost consecvent spunând foarte clar, această coaliție USR, PNL, UDMR poate și ar trebui să conducă mai departe România, e nevoie doar de un alt premier care să aibă capacitatea de a înțelege cum funcționează o coaliție și că într-o coaliție e important să-ți respecti partenerii, să-ți respecti până la urmă cuvântul dat. În toată perioada crizei nu s-a întâmplat acest lucru, n-am văzut această alternativă, decât acum când într-adevăr și PNL a înțeles că nu mai poate continua cu Florin Câțu, dar au decis să continue cu PSD-ul. Noi am propus o variantă de premier, pe care și președintele a nominalizat-o pentru a încerca să formeze un guvern, președintele partidului, Dacian Cioloș. Nu s-a realizat atunci o majoritate, deci am fost gata să ne asumăm chiar și cu guvern minoritar posibilitatea guvernării. Majoritatea parlamentară PNL PSD ne-a transmis foarte clar că nu susțin o astfel de variantă. Iată, avem acum varianta care are și o majoritate. Ne PSD împreună urmând să guverneze și să facem mulți pași și mulți ani pași înapoi față de ceea ce speram cu toții la rezultatele ultimelor alegeri. Că România intră pe o direcție de dezvoltare, intrăm din păcate din nou într-o logică de stagnare încă niște ani de zile. Vom vedea însă cât va rezista această coaliție, pentru că sunt foarte sceptic că vor putea să reziste și eu cred că vom intra într-o logică de permanente crize și reproșuri reciproce. Și credeți că în acest context alegerile anticipate ar fi fost o soluție mai bună? Întoarcerea la popor? Alegerile anticipate sunt posibile atunci când nu există majoritate parlamentară. Până la urmă, PNL-ul a decis să aducă PSD-ul la guvernare să creeze majoritate.
Aceasta este oferta pe care o are în față România în momentul de față, fiind o majoritate, nu are logică să discutăm să de mai discutăm poate despre vom vedea ce se va întâmpla, pentru că da, e de perspectiva proximă, în măsura în care această coaliție nu va funcționa, pentru că nu doar chestiunile de doctrine și de viziune de dezvoltare sunt teoretic foarte diferite, dar este pe de altă parte o bună înțelegere în ceea ce înseamnă, să spunem, risipa banului public fără criterii. Adică miza de a aloca banii primarilor pe proiecte fără susținere pare că este susținută în egală măsură și de PSD și de PNL. Deci să aibă acolo un teren comun care nu are nicio legătură cu cetățenii. Ați fi susținut varianta premierului Ciucă? Am spus din primul moment al crizei, în măsura în care PNL va propune un alt premier, suntem gata să ne așezăm la masă și să discutăm refacerea coaliției. Cum vedeți evoluția pe scena politică? De regulă, partidele din opoziție cresc în momentul în care intră în opoziție. Vă asumați rolul de principal partid politic în opoziție? În momentul de față, USR este singura opoziție democratică din Parlament. Și spun asta pentru că noi am fost, din momentul înființării, din 2016, am fost sub o permanentă, să spun, presiune de maturizare forțată. Lucrul acesta s-a întâmplat, am făcut o opoziție de foarte bună, zicem noi, de foarte bună prestanță anterior. Am participat la o guvernare în care miniștrii noștri au avut rezultate și au fost foarte vizibili, pentru că dacă ne uităm pe rezultatele miniștrilor așa cum sunt ele și cum au fost ele vizibile, vedem că cei mai prezenți, cei mai activi în spațiu public, prin activitatea pe care au făcut-o, au fost fix miniștrii USR, ceea ce înțelegem că a creat o frustrare uriașă pentru cei de la PNL, fiind unul dintre motivele la care au determinat această criză. Deci, așa cum am putut să avem timp foarte prezent în opoziție, așa cum am arătat că știm să guvernăm, vom arăta din nou că știm să facem o poziție foarte, foarte eficientă și foarte obiectivă. Pentru că nu vorbim de retorică din asta populistă și păguboasă și de declarații extremiste, vorbim de analize, de date foarte concrete și de reforme de care România are nevoie, pe care am încercat să le împingem să se întâmple în perioada în care am făcut parte din guvern. N-a existat o voință la partenerii coaliției de la acel moment. Asta a fost și cauza principală a crizei. Vom fi în opoziție, vom încerca să vom continua să discutăm despre proiectele cu adevărat importante pentru România, continuarea programelor de investiții, pentru că vedem acum că se intră din nou într-o logică de măriri și alocări de sume foarte bine, dar în condițiile în care ne-am angajat la un deficit de 6,2% anul viitor față de Comisia Europeană, tocmai pentru a putea accesa banii din PNRR, în condițiile în care anul acesta am avut un deficit de 7,2%, iar măsurile 7,2%, da. Iar măsurile anunțate acum în programul de guvernare au un impact bugetar de 20-30 de miliarde, adică sume care nu există în buget. E o întrebare foarte legitimă pe care trebuie să-și o pună fiecare cetățean. Cum va fi îndeplinit acest program de guvernare, altfel decât renunțând din nou complet la investițiile în infrastructură, fie că e rutieră, fie că e pentru sănătate, acele lucruri de care avem cu adevărat nevoie. Legat de PNRR, cum vedeți această posibilitate de renegociere? Nu, asta este o retorică a celor de la PSD, în încercarea de a mai ascunde revolta și stupefacția reală a cetățenilor de această întorsătură prin care PSD-ului se așterne din nou pe covor roșu guvernarea. Nu e o chestiune realistă. Nu se pune problema rediscutării PNRR-ului decât dacă, și sper să nu existe atât de responsabilitate în următorul guvern, decât dacă îl retragem și renunțăm timp de încă un an sau doi la resursele acestea din PNRR la care România s-a angajat. Or, nu cred că acest guvern va face o asemenea năzbâtie. Nu spune probabil niciunei rediscutări a PNRR, va fi o evaluare la jumătatea programului când se va verifica dacă statul membru și-a îndeplinit angajamentele. Să nu uităm că PNRR-ul, pe care colegul meu Cristian Ghinea l-a coordonat și l-a realizat, este considerat de Comisia Europeană unul dintre cele mai bune dintre programele statelor europene. Și, repede, nu e o declarație politică a noastră, este un comunicat oficial al Comisiei Europene, care spune că, într-adevăr, România are unul dintre cele mai consistente și mai bine închegate programe. De aceea, în afară de a
găsi, nu știu, scuze și glume despre renegocieri, obiectivul acestui guvern va fi să realizeze ceea ce chiar premierul Câțu a semnat și s-a angajat în față de Comisia Europeană cu acest program, care într-adevăr ar putea să facă niște schimbări semnificative în România, dacă acest guvern își va respecta cuvântul pe care țara noastră l-a dat față de Comisie. Dacă se ajunge joi în Parlament pentru învestirea guvernului, evident, USR va vota împotrivă. Evident, USR va vota împotrivă. Domnule Barna, mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în cadrul emisiunii. Am promis că stăm împreună 10 minute. Știu că aveți treabă. Succes în ceea ce face și ne reauzim aici la TVR Craiova. Mulțumesc și eu pentru invitație și sănătate multă telespectatorilor dumneavoastră. Mulțumim frumos. Prin Skype, alături de noi, senatorul PSD de Vâlcea, domnul Bogdan Matei. Domnule Matei, bună seara. Mulțumesc pentru că sunteți alături de noi. Bună seara, mulțumesc de invitație. Trebuie să specific următorul lucru. Am adresat invitația și unor reprezentanți ai Partidului Național Liberal. Am avut promisiunea unui senator PNL de Olt. Din păcate, domnia sa nu a mai putut să participe la emisiunea noastră. Rămânem cu dumneavoastră, domnule Matei. Pare că vorbim despre un blocaj în această negociere care există între PNL, PSD și UDMR. Da, așa este. Pare că există un blocaj, însă să știți că discuțiile sunt destul de avansate. E normal să dureze atât de mult aceste discuții, pentru că vorbim de o serie de măsuri pe care Partidul Social Democrat și le dorește a fi trecute în acest program de guvernare și mai apoi implementate în această coaliție PSD-PNL-UDMR. Din punctul meu de vedere, sunt normale și aceste mici blocaje, dacă vreți, pentru că vorbim de 2 ani de zile, 2020-2021, de un guvern, pentru că am ascultat declarațiile domnului Barna, vorbim totuși de un guvern ineficient care și-a demonstrat ceea ce poate să facă în acești 2 ani de zile și e normal ca aceste discuții să dureze foarte mult, pentru că sunt foarte multe lucruri de stabilit pe fiecare domeniu în parte și cu siguranță că, așa cum a spus și președintele partidului, domnul Marcel Ciolacu, probabil duminică seara vom avea finalizate toate problemele existente, dar și ridicate de noi și cu siguranță că săptămâna viitoare, probabil undeva la sfârșitul săptămânii joi, vineri vom avea și un guvern. Sunteți la curent cu ce s-a întâmplat în această seară la ședința PNL? Rareș Bogdan ar fi declarat că există posibilitatea reluării discuțiilor cu cei de la USR în contextul în care pică negocierea cu UDMR și PSD. Nu m-aș baza foarte mult pe declarațiile domnului Rareș Bogdan, asta din două perspective. Unul, pentru că domnia sa nu este președintele partidului, iar cea de-a doua este legată de declarațiile domniei sale pe toată această perioadă de când a preluat mandatul de europarlamentar, dar și a intrat în Partidul Național Liberal. Sub nicio formă nu a avut o consecvență. Însă știm foarte bine că dumnealor au încercat de foarte multe ori să refacă această alianță cu USR. Nu s-a reușit această alianță. Spuneau cei de la USR că au avut o guvernare bună. Nu înțeleg cum poți să spui că ai avut o guvernare bună din moment ce rezultatele sunt foarte clare. Dumnealor vor să facă așa o separare a ministerelor, însă ea nu se poate. O guvernare bună se face cu un rezultat pe ansamblul guvernului, iar rezultatele sunt unele dezastroase în această perioadă 2020-2021 sau mai precis noiembrie 2019, când au reușit să vină la guvernare pe această majoritate din Parlamentul României. Din punctul meu de vedere, repet, consider că este doar un mic blocaj astăzi în aceste negocieri. Cu siguranță că ele vor fi deblocate, iar lucrurile se vor așeza pe un făgaș normal cât mai rapid, pentru că avem nevoie, repet, de un guvern instalat
la Palatul Victoria și da, Partidul Social Democrat s-a angajat să intre la guvernare, dar cu anumite condiții foarte clare. Discutând doar dintr-o perspectivă politică, nu ar fi prins mai bine PSD-ului să rămână în opoziție? M-am tot uitat la sondajele care au fost făcute în ultima perioadă, între 35 și 40% simpatie în rândul românilor în această perioadă. E adevărat, simpatia vine și pe fondul dorinței oamenilor de a reveni la guvernare. Știm foarte bine că de fiecare dată când a guvernat Partidul Social Democrat au fost și rezultate foarte bune la nivelul guvernării, care mai departe s-au resimțit în traiul de zi cu zi al fiecărui român. Scopul unui partid politic, sau dacă vorbim acum doar de Partidul Social Democrat, este acela de a guverna, pentru că de asta facem politică. Ideea noastră și dorința de a intra la guvernare este tocmai pe fondul unei guvernări anterioare care și-a demonstrat limitele și considerăm că este necesar ca astăzi România să fie guvernată de Partidul Social Democrat și tocmai de aceea ne și dorim să obținem cele mai importante ministere din guvern pentru a putea să ne implementăm măsurile și mai departe aceste măsuri să se vadă în traiul de zi cu zi. Unul dintre aceste ministere este și cel al finanțelor, disputat și discutat între Marcel Ciolacu și Florin Câțu. Credeți că îl veți obține? Sau eu sunt convins că totul este dat de cine dă premierul? Sigur, este foarte important și cine dă premierul. După cum bine știți, astăzi avem două decizii. Este vorba de decizia Partidului Național Liberal prin nominalizarea domnului Ciucă și avem și noi, Partidul Social Democrat, o nominalizare, este vorba de președintele partidului, domnul Marcel Ciolac. În momentul în care vom avea opțiunea președintelui României, domnului Klaus Iohannis, sigur că și aici vor fi alte discuții cu privire la repartizarea portofoliilor din guvern. Dar ceea ce este important este faptul că această repartizare a portofoliilor trebuie să se facă în urma rezultatului obținut la alegerile parlamentare. Pentru că așa mi se pare normal că acel partidul care a adus cei mai mulți parlamentari și în consecință a luat cel mai bun rezultat, cel mai bun scor, este și normal să aibă și ministerele cele mai importante, dar și cele mai multe portofolii în acest guvern. Există posibilitatea ca luni la consultările de la Cotroceni, PNL, PSD și UDMR să meargă cu o singură propunere de premier? Este posibilă și această variantă, însă, repet, deocamdată decizia Partidului Social Democrat luată în forumul superior este aceea de a merge cu nominalizarea noastră și anume președintele partidului, domnul Marcel Ciolacu. O altă schimbare sau o altă nominalizare, să spunem, din partea celor trei cu o singură nominalizare, ea se va putea face doar cu acordul președinților de filiale, așa cum este normal. Astăzi, la ora actuală, vorbim doar de un mandat pe care îl are președintele partidului și anume aceea ca nominalizarea să fie președintele partidului Marcel Ciolacu. Însă, sigur că în urma negocierilor existente, în urma discuțiilor între cele trei partide sau, mă rog, între liderii celor trei partide, se poate ajunge și la o asemenea formulă. S-a discutat astăzi și despre varianta scoaterii din această formulă a celor de la UDMR, miza fiind Ministerul Dezvoltării. Ce știți despre acest lucru? Da, am văzut și eu informațiile cum că s-ar fi discutat ca UDMR să nu mai fie inclus în această guvernare. Din punctul nostru de vedere, lucrurile sunt foarte clare. Partidul Social Democrat a plecat la acest drum cu o anumită conjunctură politică care să formeze această majoritate. Această conjunctură politică este formată din PSD, PNL, UDMR și minorități. Ori în momentul în care o formațiune politică nu-și mai dorește să facă parte din această
conjunctură sau coaliție politică, sigur că ne vom reorganiza și vom vedea ce decizie vom lua în interiorul partidului. Așadar, orice decizie de genul acesta de a ieși unul dintre partenerii noștri cu care ne dorim să facem o guvernare, înseamnă o reluare a tuturor negocierii. Și o prelungire a crizei politice, domnule Matei. Și o prelungire a crizei politice, ceea ce nu este de dorit. Consider că este un moment al maturității din partea tuturor partidelor politice care își doresc să facă această coaliție parlamentară, pentru că nu mai avem vreme. Iată că ne apropiem cu pași repezi de luna decembrie, lună în care va trebui să guvernul să acorde salariile aferente lunii ianuarie. Pentru toate aceste lucruri este nevoie de rectificare bugetară. La ora actuală, acest guvern interimar nu poate face această rectificare bugetară și cu siguranță că ne apropiem și de sărbătorile de final de an și fiecare dintre noi, fiecare dintre români are nevoie să-și primească salariile aferente muncii pe care a efectuat-o. Nu-i mai puțin adevărat că ne așteaptă și o iarnă, din ce pare o iarnă destul de grea, și va trebui și aici să venim cu măsuri concrete pentru a sprijini unitățile administrative teritoriale, pentru a acorda suportul financiar celor care nu pot să-și ducă la bun sfârșit plata facturilor, care știm foarte bine că sunt destul de mari și în ultima perioadă am asistat la o explozie din partea celor care sunt astăzi furnizori de electricitate, furnizori de gaze, și facturile în anumite cazuri s-au dublat sau chiar triplat facturile, ori populația nu poate suporta un asemenea șoc, pentru că vorbim de un șoc astăzi când ne referim la facturi și la creșterea prețurilor. Știm foarte bine că au crescut foarte mult și alimentele de bază, ceea ce iarăși este un lucru extrem de grav, pentru că afectăm coșul zilnic al fiecăruia dintre noi. Așadar, așa cum a spus și dumneavoastră, sper să nu asistăm la o nouă criză politică, pentru că nu ne mai putem permite asta astăzi în România și nici noi ca parlamentari în Parlamentul României nu ne putem permite o asemenea veste, dacă vreți, pentru români, și este imperios necesar ca săptămâna viitoare, până la finalul săptămânii viitoare, România să aibă un guvern stabil, un guvern care, începând de luna viitoare, să-și intre în atribuții și să se ocupe exact de ceea ce au inserat în programul de guvernare, pentru că în toată această perioadă s-a lucrat cu cifrele pe masă, pentru că am ascultat ceea ce spunea deputatul Barna, cum că nu ar exista bani în buget, dar că măsurile pe care noi le-am propus sunt foarte bune. Ce asta, pot să spun? Asta voiam să vă întreb, domnule Matei. Pensiile vor crește cu 10% de la 1 ianuarie. Pensia minimă va crește de la 800 la 1000 de lei. În plus, pensionarii care au o pensie de până în 1600 de lei vor primi în luna ianuarie un sprijin. Alocațiile pentru copii între 0 și 2 ani 600 de lei, pentru copii peste 2 ani 243 de lei. Salariul minim va crește de la 1 ianuarie la 2550 de lei. De unde bani pentru aceste creșteri? Specialiștii noștri au făcut calculele necesare, pentru că s-a cerut din partea Ministerului Finanțelor o situație foarte clară cu ceea ce se întâmplă astăzi în bugetul României. Și împreună cu specialiștii au ajuns la concluzia că aceste măsuri pe care și dumneavoastră le-ați enumerat, ele se pot implementa. Sunt măsuri care oricum nu sunt îndeajuns comparativ cu ceea ce se întâmplă astăzi în România din punct de vedere al puterii de cumpărare al românului. Pentru că, așa cum spunea și dumneavoastră, vorbim doar de o creștere a punctului de pensie cu 10%, ceea ce nu reprezintă foarte mult comparativ cu nivelul creșterii prețurilor de astăzi. Vorbeam totodată de creșterea pensiei minime cu 25% plus acel ajutor suplimentar tocmai pentru a veni în sprijinul pensionarilor în această iarnă grea.
Vorbeam totodată de creșterea salariului minim, care este foarte important și acesta la 2550 de lei, atât pentru mediul privat cât și pentru mediul bugetar, pentru că avem și aici foarte mulți bugetari care se încadrează în această, în această categorie. Și eu, ca și dumneavoastră, am asistat la declarațiile specialiștilor care ne-au asigurat că acești bani vor fi în bugetul de stat, iar aceste măriri se vor face, așa cum s-au spus, începând cu data de 1 ianuarie, la fel cum și măririle pentru creșterea alocațiilor, care sunt destul de importante. Care sunt ministrele pe care le solicită Partidul Social Democrat? Și vă întreb dacă puteți confirma numele vehiculate în spațiul public în ultima perioadă, și mă refer strict la colegii dumneavoastră din PSD, domnul Grindeanu, Sorin Grindeanu, Gabriela Firea și așa mai departe. Paul Stănescu, îi vom regăsi în formula guvernamentală? Până în acest moment, la nivelul partidului nostru, nu s-a luat nicio decizie cu privire la un nume de membru al Partidului Social Democrat sau de conducător al Partidului Social Democrat care să preia vreun portofoliu. La ora actuală discutăm despre ceea ce înseamnă preluarea portofoliilor, iar în momentul în care se va finaliza această negociere cu privire la preluarea portofoliilor, cu siguranță că va fi din nou o ședință la nivelul partidului unde vor fi făcute și nominalizări. Ceea ce îmi doresc eu. Ceea ce îmi doresc eu este extrem de important, și anume ca specialiștii cei mai buni pe care îi are partidul nostru să-i regăsim la conducerea ministerilor pe care le vom prelua. Toți cei pe care dumneavoastră i-ați enumerat puțin mai devreme sunt oameni cu experiență bogată, oameni care într-adevăr ar putea să facă lucrurile să meargă în acest guvern, pentru că vorbim de oameni care au experiență în aparatul administrativ central și cu siguranță că ar putea să facă foarte multe lucruri bune, iar mai mult de atât, am foarte mare încredere în acești oameni cu experiență de la nivelul Partidului Social Democrat că vor reuși să creeze o coeziune în alianța guvernamentală, pentru că acest lucru este extrem de important. Să trimitem cei mai buni specialiști, dar și cei mai buni oameni care pot să creeze această coeziune în alianță, pentru a nu mai asista la blocaje, pentru a nu mai asista la declarații care mai departe să ducă la animozități între cele trei partide plus minorități, la declarații care să stârnească orgolii și ambiții, pentru că astăzi nu mai avem nevoie de asemenea lucruri în România. Tocmai de aceea este important ca și celelalte partide, atât Partidul Național Liberal, cât și UDMR, să-și trimită cei mai buni specialiști, dar și cei mai buni comunicatori din rândul partidului, care să creeze această coeziune, această atmosferă bună de lucru la nivelul guvernului și mai departe să putem într-adevăr să evoluăm foarte mult, pentru că la ora actuală suntem doar la nivel declarativ, suntem doar la nivel de finalizare a măsurilor în programul de guvernare. Urmează o etapă destul de dificilă și destul de grea, și anume implementarea măsurilor la nivelul coaliției. Sunt foarte mulți analiști care au vorbit despre faptul că PSD se află în situația win-win, chiar dacă rămâne în opoziție sau intră la guvernare. Totuși, experiența politică vă arată faptul că, de regulă, partidele aflate la guvernare au scăzut în intenția de vot a românilor. Ne asumăm acest lucru. Istoric vorbind, așa este. Partidul aflat la guvernare a scăzut în procentaje, însă ne asumăm acest lucru ca și partid să intrăm la guvernare, pentru că asistăm la o situație extrem de delicată și vedem cu toții ce se întâmplă pe foarte multe domenii, și aici, cu permisiunea dumneavoastră, aș enumera câteva: sănătate, unde asistăm de la o zi la alta la tot felul de bâlbe și cred că acestea trebuie să înceteze. Din păcate avem tot mai multe incidente neplăcute în
spitalele din România și avem foarte mulți decedați și măsurile întârzie să apară, măsuri care să îmbunătățească și să nu se mai repete, să nu se mai repete asemenea lucruri în spitalele din România. Am văzut imagini cum nu mi-aș mai dori să le văd niciodată, cu pacienți care sunt tratați în mașină în curtea spitalelor. Dacă vreți, putem să mergem mai departe la Ministerul Educației Naționale, unde o bună perioadă de timp am asistat la tot felul de bâlbe între mediul, între învățământul online și învățământul față în față, și iată ce a ieșit, absolut nimic, și au reușit să lase foarte mulți copii la ora actuală care nu au putut participa în mediul online la cursurile aferente ciclului de învățământ din care se aflau, pentru că fie n-au avut conexiune la internet, fie electricitatea nu exista în locuințele respective. Ați văzut ceea ce se întâmplă prin deciziile dumnealor când s-a trecut la învățământul față în față, în care școlile nu au fost pregătite, pentru că a lipsit cu desăvârșire decizia de la nivel central. Cum de altfel, dacă mă întrebați ca o părere personală și ca dascăl, ca profesor de educație fizică, pot să vă spun că nici acum lucrurile nu sunt foarte clare după ultima declarație a Ministrului Educației Naționale, domnului Câmpeanu, pentru că Ministerul Educației Naționale nu este cel care face licitația pentru achiziționarea testelor. Este în continuare Ministerul Sănătății, care promite de 2 săptămâni că această licitație a intrat în linie dreaptă. Ar fi trebuit ca aceste teste să ajungă în școlile din învățământul preuniversitar din România încă de săptămâna aceasta. Iată că n-au ajuns nici săptămâna aceasta testele pe care le tot așteptăm în sistemul preuniversitar. Am primit asigurări astăzi că aceste teste vor ajunge până la jumătatea săptămânii viitoare. Sper să se întâmple acest lucru. Încă lucrurile nu sunt foarte clare cum se va proceda la nivelul testării elevilor, pentru că din nou mai adăugăm încă o foaie birocratic, din nou ne aglomerăm foarte mult, pentru că știm foarte bine că trebuie să obținem un aviz din partea părinților, aviz pe care va trebui să-l obținem în baza unui formular pe care părinții sunt obligați să-l trimită în format fizic sau în format mail sau, mă rog, pe orice alte rețele de socializare care consideră dumnealor, în cazul în care profesorul de la clasă nu dorește să facă această testare. Știți foarte bine, cu acea bâlbă de peste 3 la mie, sub 3 la mie, unde, din păcate, toți cei care au avut de suferit au fost elevii noștri, iar aceste lucruri nu ar trebui să se mai întâmple începând de luni, când vom reveni în format fizic la școală. Și are PSD-ul soluțiile necesare să îndrepte aceste lucruri despre care vorbiți dumneavoastră? Pentru că există o așteptare mare în societate și lucrurile sunt destul de tensionate. Există o așteptare foarte mare pe care și eu o resimt în momentul în care merg în teritoriu. Tot mai mulți oameni sunt foarte nemulțumiți de ceea ce se întâmplă și s-a întâmplat la guvernare în această perioadă. Cu toții așteaptă lucruri concrete și lucruri palpabile pe care noi să le facem. Ne-am asumat acest lucru, nu-i ușor, suntem conștienți de ceea ce ne așteaptă, însă tocmai de aceea aceste negocieri au fost extrem de dure și în continuare sunt negocieri extrem de dure, pentru că vrem să ne asigurăm că cei care astăzi doresc să ne fie parteneri, ne vor fi parteneri loiali, ne vor fi parteneri care să-și dorească să muncească cot la cot cu noi în această guvernare și împreună, într-o situație dificilă, delicată pentru România, să reușim să facem lucruri importante în guvernare pe fiecare domeniu în parte. Eu v-am enumerat doar două, însă dacă ne uităm pe fiecare portofoliu în parte din actuala guvernare, la fiecare există câte cel puțin 5-6 probleme care nu mai pot suporta amânare.
Cum vedeți viitoarea relație cu cei de la PNL în contextul în care vorbim despre două partide mari cu ideologii diferite? Să nu se ajungă în situația în care au fost cei de la PNL cu USR. Un conflict permanent, cel puțin verbal. Bine, cu cei de la USR este foarte greu să te înțelegi, pentru că noi le știm stilul lor de lucru din activitatea parlamentară, unde în afară de gâlceavă nu au avut nicio inițiativă legislativă constructivă și nu și-au dorit să comunice cu niciunul din membrii Parlamentului din alte partide politice care formau conjunctura politică din Parlamentul României, nici la Senatul României, nici la Camera Deputaților. O perioadă lungă până să intre la guvernare au fost preocupați doar de ceea ce înseamnă filmatul și transmisiunile live, urlând fără niciun motiv și neavând niciun fel de argument pe multe, foarte multe inițiative legislative sau măsuri pe care guvernul le-a luat. De altfel, nici nu mă așteptam în momentul în care s-a făcut această coaliție că ea va dura foarte mult și vreau să vă mărturisesc că sunt surprins că a durat ceva, însă scandalurile au fost la ordinea zilei în aproape în fiecare săptămână. Ceea ce este important în această alianță politică PSD-PNL-UDMR și dumneavoastră mă întrebați despre cei de la PNL pentru că vorbim de două partide foarte mari cu ideologii diferite, dar și cu un electorat diferit. Ceea ce este important este ca cele două partide să lucreze strict pe ceea ce și-au propus în programul de guvernare, iar lucrurile nu trebuie amestecate sub nicio formă politic, dacă vreți, din acest punct de vedere, ci fiecare dintre cei care sunt responsabili pe ministere să-și facă treaba cu profesionalism, iar mai departe politica să o ducă în afara guvernului. Președintele Klaus Iohannis pare să fie reevaluat PSD-ul. Care este acum relația dintre PSD și președinte? Este doar o relație strict instituțională. Nu poate exista o altă relație Partidul Social-Democrat președintele Iohannis. Știm foarte bine ce atitudine a avut domnia sa la adresa partidului nostru, un partid care a reușit să câștige alegerile parlamentare. Din păcate, domnia sa nu a înțeles nici măcar spiritul Constituției, care este unul foarte clar că partidul care reușește să câștige alegerile în România este îndreptățit să nominalizeze un premier. N-a vrut să țină cont de acest lucru. Din păcate, pentru România, din păcate, dar probabil că dumnealui la vremea aceea a fost fericit că a reușit să-și impună propriul guvern la vremea respectivă, nu a reușit cu propriul guvern. A înțeles și dumnealui foarte bine că drumul pe care l-a ales la momentul respectiv nu este cel mai bun, pentru că specialiștii pe care domnia s-a mers la vremea aceea nu au dat randament, iar rezultatele sunt vizibile astăzi în societatea românească. Iar acum, sigur că nu a mai avut ceea ce să facă nici din punct de vedere constituțional, nici din punct de vedere moral, dacă vreți, și până la urmă a înțeles și dumnealui că Partidul Social Democrat este cel îndreptățit să fie la guvernare. Credeți că luni după consultările de la Cotroceni vom vorbi despre terminarea acestei crize politice? Va ieși fum alb? Eu cred că luni, în proporție de 80%, vom vorbi de cristalizarea acestei guvernări, iar începând de miercuri vom putea vorbi despre un calendar de audiere al miniștrilor și mai apoi un vot final, joi sau vineri, pe acest guvern. Se va merge pe repede înainte, să zic așa, imediat după nominalizarea pe care o va face Klaus Iohannis? Din acest punct de vedere, nu cred că sunt probleme. Procedura parlamentară este una foarte clară. Negocierile au fost foarte, foarte intense. Cred că mai rămâne de stabilit cum se vor împărți aceste portofolii. Și la împărțitul portofoliilor, criteriul este unul foarte,
foarte simplu și foarte clar în funcție de ponderea pe care o ai în Parlamentul României. Vei avea și numărul de ministere aferent, pentru că așa mi se pare normal. E adevărat că poate exista un plus-minus pentru fiecare dintre cele două partide, PSD și PNL, în funcție de nominalizarea primului ministru pe care o va face președintele Klaus Iohannis, însă mai departe ține doar strict de partidele politice pentru a-și face nominalizările pe portofoliile obținute, iar mai apoi procedura este una foarte simplă. În birourile permanente reunite se va stabili un calendar. Avem experiența, nu cu mult timp în urmă, a celor două guverne propuse care au fost în Parlament și știm foarte bine că audierile miniștrilor au început undeva la ora 9 de dimineața, iar până la orele 20 seara aceste audieri au fost finalizate, iar la a doua zi s-a putut da un vot, iar acum vorbim totuși de o majoritate largă în Parlamentul României și nu vor exista niciun fel de probleme când vorbim despre investirea noului guvern sau când vorbim despre avizarea ministrilor propuși în cadrul comisiilor avizatoare. Se agrează formula unui guvern cu 20 de ministere, din ce știți dumneavoastră? La ora actuală nu s-a pus în discuție un guvern cu 20 de ministere, se rămână pe aceeași conjunctură 18 ministere. Și PSD urmează să ia câte ministere? N-aș putea să vă spun un număr, pentru însă, că așa cum teoretic 3 ar urma să meargă către UDMR, dar așa cum discutam la începutul emisiunii, miza pare să fie Ministerul Dezvoltării. Da, deocamdată vedeți dumneavoastră că vorbim de număr de ministere, dar nu vorbim de numele ministerului. Dumneavoastră a spus că UDMR ar urma să preia 3 ministere, dar nu știm. Cel puțin așa spun sursele noastre în acest moment. Da, și eu cred că întâi va trebui să stabilim foarte clar câte ministere va lua fiecare partid în parte și ce fel de ministere va lua fiecare, pentru că, repet, Partidul Social Democrat este cel mai îndreptățit să ia cele mai multe ministere, având în vedere rezultatul obținut. Și aici, când spun cele mai multe ministere, mă refer la ministere importante din cadrul guvernului, pentru că știm și noi foarte bine, sunt ministere de prim nivel și ministere de nivel 2, chiar dacă fiecare în parte minister are o importanță deosebită în societatea noastră, însă nu putem să nu ne aplecăm cu maximă seriozitate asupra Ministerului Finanțelor sau asupra Ministerului Fondurilor Europene, Ministerul Dezvoltării, care este un minister extrem de important și cu Ministerul siguranță... Digitalizării, 30% din fondurile care vor veni în România prin PNRR vor trece prin Ministerul Digitalizării. Ministerul Digitalizării, iarăși un minister foarte important, de fiecare dată vorbim despre digitalizarea României. Iată că avem această oportunitate să facem acest lucru prin PNRR. Sigur că vom pune în aplicare și ceea ce am declarat, și anume o renegociere a PNRR-ului, chiar dacă domnul Parna ne povestește nouă cum nu se poate face o asemenea renegociere, pentru că doar în România Dumnezeu a fost Ghinea. Trebuie să trecem peste această etapă și să înțelegem că Dumnezeul PNRR-ului nu este Ghinea, sub nicio formă. Și mai mult de atât, cred că oportun ar fi fost ca domnul Ghinea să lea de mânuță pe domnul Barna și să ne explice și nouă câte clauze la secret avem prin acest PNRR și de ce totuși au avut prin acest PNRR cele mai multe alocări către ONG-uri și de ce. E foarte important să aflăm și noi toate aceste lucruri înainte de a apărea la televizor și a se aplauda singuri cât de eficienți au fost dumnealor în această guvernare dezastroasă. Dacă ar fi fost atât de eficienți și ne-ar fi spus foarte clar ce măsuri au luat dumnealor și care sunt realizările Mulțumesc. Concrete, Domnule ar fi fost mult mai eficient pentru noi. Mulțumesc frumos pentru timpul acordat nouă și telespectatorilor noștri. Cu siguranță ne reauzim și în viitorul apropiat. Succes în toate activitățile pe care le desfășurați.
Vă mulțumesc frumos și vă doresc mult succes în activitatea dumneavoastră. Domnilor, domnilor, atât pentru această seară. Ne revedem săptămâna viitoare, vineri, aici la TVR Craiova, la emisiunea actuală regional de la ora 18:30. Un weekend cât mai bun, să vă la revedere!